Bună găsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua lui Ienache, cafeneaua în care, de fapt, îi aștept pe invitații mei, vă aștept și pe dumneavoastră, ca în fiecare după amiază să stăm la taifas. După o zi de efort, după o zi de muncă susținută, după o zi în care, practic, am rezolvat toate activitățile acestea pe care le-am programat în respectiva zi, stăm și vorbim despre teme care ne relaxează, teme care sunt de interes general și pe care, de fapt, le dorim a fi dezbătute în spațiul public. Astăzi vom vorbi despre primăvară, pentru că, din perspectiva calendarului, primăvara deja a sosit. Vremea se îndreaptă, după ultimul episod, care se pare că va conduce către primăvară. Și astăzi vorbim despre modul în care Constanța și zona aceasta turistică se pregătea în fiecare primăvară. Vorbim și despre Mărțișor, vorbim și despre anumite elemente care țin, de fapt, de cosmopolitismul zonei, pentru că, până la urmă, orașul nostru, orașul Constanța, este un oraș cosmopolit. Despre aceste teme l-am invitat în discuție pe profesor dr. Paul Dominte. Paul predă istoria în preuniversitar, dar în același timp s-a ocupat de cercetarea orașului și de viața cotidiană a Constanței într-o teză de doctorat realizată și cercetată de Paul. Foarte interesantă de altfel și o teză care duce foarte multe noutăți. Bun revenit, Paul! Mulțumesc foarte mult pentru onorarea invitației mele. Bine te-am găsit, îți mulțumesc și eu pentru că îmi onorezi invitațiile. Sigur, cu mare drag. Suntem prieteni, colaborăm. Evident. Paul, te-am invitat special să vorbim despre primăvară, despre mondenitatea Constanței, despre viața aceasta publică, pentru că noi vorbim generic despre lucruri care țin de politică, de administrație, că nu avem străzi, că nu avem nu știu ce alte elemente, dar vorbim puțin despre viața cotidiană, vorbim despre modul în care oamenii concepeau și gândeau din perspectiva aceasta existențială trecerea timpului, dar mai mult decât atât vorbeau în perspectiva calendaristică, adică etapele acestea și, de ce nu, activitățile dedicate sezonului. Da, Constanța are două mari, să spunem așa, priorități și trăiește din două mari domenii. Turismul și comerțul maritim. Turismul și comerțul și am pune navigația. Da, pe comerțul maritim. De fapt, navigația, bine, acum trebuie să spunem că la vremea respectivă exista și turism maritim, pentru sigur, că noi... Sigur, da. Care Constanța s-a construit exact, cu acea... Începând cu 1895, da. Mai ales după ce s-a dat podul în funcțiune de la peste Dunăre, de fapt cele două poduri de peste ansamblul Dunăre. România a câștigat licitația pentru Orient Expressul, da. Care la vremea respectivă, nu știu cu ce pot să-l asemuiesc astăzi, cu internetul, probabil. Da, adică da, era da, o chestie extraordinară, da, lega lumea occidentală da. Cu India și cu Orientul. Da, da, și da. România a reușit să câștige această... Era placa turnantă România, de fapt. Exact. De aici, pe aici treceau. Exact, era un și de două ori pe săptămână venea Orient Expressul, care, bineînțeles, plătea chirie pe căile ferate da. Românești, iar atunci când soția lunea și joia se întorcea, miercurea și vinerea, cred că, sau ceva, da. De, sau duminica, când venea vasul. Și spre deosebire de celelalte trenuri obișnuite care trăgeau la gară, gara pe vremea era pe unde este astăzi Consiliul Județean. Așa, în zona Colonadei și Consiliul Județean. De fapt, parcul ăla al primăriei. Numai că trenul nu mergea pe acolo, trenul o lua pe undeva pe sub podul de la Butelii și ajungea direct la gara maritimă. Că oamenii zic că gara maritimă, bun, dar ei au impresia că e un soi de hală, așa zic. Până ce acolo erau șine și acum sunt exact, șine acolo. Ce-o fi cu acea clădire impresionantă? Păi da, pentru că veneau cu acele cufere imense, perioada când purtau femeile pălăriile, cu fructe, da. Da? Și veneau cu ținutele, cu vestimentația pe care de fapt o depozit, adică și o etală, un cutii, un glăz mare. Da, și stăteau cu săptămânile în Orient. Veneau practic, erau hamali specializați, hamalii erau, de noi le spunem, hamal la modul generic, înțelegând prin ei doar docheri. Da. Dar docherii erau o parte a hamalilor, cei care descărcau și încărcau mărfurile pe vase. Dar erau hamalii ăștia care cărau bagaje. Aveau trăsuri, aveau căruțe și cărau bagajele. Le dădea omul, se duceau în peninsulă, da, beau da, da. O cafea și se întorceau la ora la care pleca trenul. Dacă trenul întârzia, nava de obicei îl aștepta. Sigur că da, pentru că era legătura aceasta exact. Directă și avea interesul de fapt să preia pasagerii pentru că ei plăteau bilete consistente. Bineînțeles. Da? Erau de regulă oameni exact.
cu stare materială foarte bună, europeni în general. Acum să zic un lucru, cei care veneau pe Orient Express, da, că el venea de undeva de la Dieppe și avea două ramificații, adică o parte încărcau zona Germania, da, Europa Centrală și intrau pe la Predeal. Predeal, da, la vremea era stație, da, era stație CFR de graniță, da, și era puternic militarizat. Și de acolo la București, cealaltă venea pe la Vârciorova, adică venea din Austro-Ungaria, pleca Franța, Italia din Austro-Ungaria și o lua prin Oltenia, practic. Ele se întâlneau la București și de acolo la Constanța, de asta am zis că erau două pe săptămână. Dar acum, bineînțeles că asta presupunea și o logistică importantă și presupunea ca orașul să aibă localuri capabile să preia toată această clientelă. Da. De aici ei plecau până la... inițial au plecat până la Constantinopol și Smirna și după aia până la Alexandria și de acolo în Egipt, în India. Pentru că se făcuse deja canalul de Suez. Și atunci, practic, să știi că englezii, turcii ne-au... Dar mai ales englezii ne-au criticat că le-am stricat mult afacerile cu chestia asta, cu linia, cu Orient Expressul. Iar noi făcusem serviciu maritim român, aveam o linie specială de stat, de pasageri, da, care asigura această rută, dar existau și companii străine, una italiană. Deci astăzi nu se mai păstrează tradiția asta? Nu se mai păstrează pentru că nu sunt... pentru că, nu e viziune? Nu există viziune? Sau? Să zic un lucru, burghezia de la vremea respectivă provenea fie din țăranii mijlocași și chiaburi, li s-a spus mai târziu, cu dispreț, de asta e o porcărie comunistă, deci proveneau din rândul acestor oameni înstăriți și în general foarte erau niște antreprenori, cum să zic eu, plini de energie și ei căutau, și de resurse, căutau surse de câștig. Și atunci vezi că exista această categorie socială. Acum să mai crede Dumnezeu, dar cei care, mulți dintre cei care reprezintă burghezia română actuală, unde? Că burghezia a fost distrusă. Își dau ei fasoană de partide de dreapta. E adevărat, dar nu au nicio legătură. Nu au nicio legătură, bineînțeles. Paul, cei mai mulți dintre ei sunt născuți, adică, în regimul comunist. Câștigul, nu educația lor n-a fost făcută, de fapt, într-un spirit politic, democratic. Exact. Să ne uităm la ei, că sunt copii de lideri comuniști, de foști ofițeri din securitate, din miliție, din armată. Și mai mult, Paul, hai să luăm acum sincer, dincolo de perspectiva aceasta social vorbind. Să știi că n-aveau când să facă exercițiul acesta, pentru că, practic, regimurile autoritare în România se instaurează după 38. Păi cel care e născut în 38 acum are 80 de ani și mulți dintre cei care au 80 de ani acum n-au exercitat, spunem, jocul acesta democratic. Înțelegem bine, eu nu critic acest lucru pentru că el este o realitate. Eu arăt doar diferențele. S-a întâmplat să fie așa, arăt doar diferențele. Probabil că va veni la un moment dat după o generație și o categorie socială ca lumea, care și va politică. Începe să se gândească și la natură și la faptul, sigur, că nu construim haotică, se supraîncălzește la cultă băcăriei și o să moară tot acolo și o să pierdem și fauna și flora și tot ce înseamnă atracție turistică. Deci deja sunt primele semne. Da. Paul, ce s-a întâmplat? Deci ai spus așa că de fapt circula Însemna această renașterea acestor călătorii pe mare. Să zic din ce motiv. Te rog. Pentru că nu exista numai clasa întâi unde circula lumea înstărită, bună. Înstărită. Majoritatea circulau la clasa a treia, ceea ce înseamnă că ei circulau pe punte. Da. Mai este legat de un foarte interesant transfer social această perioadă. Plecau docherii brăileni și veneau armenii. Uh-huh. Armenii veneau de la Constantinopol. Trebuie să știi că majoritatea docherilor erau de origine armeană. Da? Și plecau brăilenii pentru că ei veneau pe timp de iarnă când Dunărea Maritimă îngheța și găseau de lucru la Constanța. Constanța, deci se făcea. Și atunci ăștia armenii și alte populații, cum să le zicem, levantine, levantine, foarte bine spus, Constanța la lucru, circulau cu această clasă a treia. Se făcea foarte ușor transportul, adică era cea mai facilă modalitate de transport și de legătura noastră cu Orientul, cu întreaga lume. Pentru că dura undeva între
10-12 ore de la Constanța, în funcție că primele nave aveau 17-18 noduri, după aia statul român a comandat nave pe păcură, care erau preferate, că nu mai murdăreau hainele și erau rapide și nu mai depindeau de apa cu care trebuiau să alimenteze călderile. Și astea făceau cam 10 ore. Motiv până la Istanbul. Exact. Motiv pentru care Constanța mai avea un renume și asta începea tot primăvara. Da. Era orașul de trufandale. Da. Toți bucureștenii scriau cu bucurie. Păi ne ducem la Constanța și lucrăm, mâncăm în martie-aprilie salată. Păi era și atunci un turist de weekend. Ca da, acum, da, da, cum să nu, bineînțeles. Păi de asta e puțin, că întotdeauna au dorit să vină aici în locul unde respiră aer curat. Da, și da. Bucureștiul întotdeauna, acum și-a revenit, dar pe vremea era mizerabil încă, nu? Și mediul toxic. Și era un oraș foarte dezordinea, mare, ieșit din evul mediu. Transportul se făcea cu în mare măsură cu căruța, era plin de balegă, cum era și în Constanța de altfel. Da. Și era greu să asiguri. Ori una este orașul ăsta unde ai briza mării, alta este acolo unde ești ca într-o căldare, ești în Bărăgan. Da. Da. Și da. Erau dornici, ca și astăzi, să respire aer curat, să se simtă eliberat, să vadă mare asta. Și marea, marea dădea sentimentul de libertate. Exact, senzațiile pe care ți le, creează. Da? Și atunci mirajul mării alimenta. Dar vezi că aceste călătorii foarte ieftine îi determinau chiar pe oamenii de rând să poată să meargă, să-și facă practic niște cumpărături de la Constantinopol și să... Nu se numea Istanbul. Da, încă se numea Constantinopol. Da, da. Și să vină acasă cu lucruri mai ieftine cumpărate de acolo. Dormeau pe punte și asta este. Da? 10-12 ore, chiar mai și o zi. Mai vorbesc de clandestin. Știi, da, 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 da. Vestitul Panaiti Strati. El din Constanța pleca. Da. Panaiti Strati povestește. De 6 ori am plecat clandestin la Alexandria. Nu o să mă găsiți nicăieri nicio listă, dar vă povestesc cum am făcut. I-am dat lui o sticlă de lichior de banane, care probabil era la moda atunci, da, da, și da. M-a băgat fochistul acolo și când a văzut Alexandria, de bucurie i-a mai dat una. Și așa am ajuns eu la Alexandria, clandestin. Deci, ca până la urmă mulți alții care de fapt frecventau tipul însă, acesta. În orice caz, acest turism maritim, deci mă refer nu doar la, la chestia asta de comerț, da? Turismul propriu-zis renaștea și, bineînțeles, comerțul ăsta cu... Nu s-a vorbit. Eu am făcut un studiu destul de aprofundat pe chestia asta, da, referitor la colonială. După Galați, orașul era cel mai important, cel mai important centru de import al colonialelor, care însemnau lămâi, măsline, portocale, piper, da, portocale, piper, da, unele pe care, de care nici n-am auzit, chitre și mai știu ce, tot felul de fructe de astea exotice, ciocolată, da, cafea, da, da, cacao și așa mai departe, care intrau în cantități foarte mari. Repet, înainte de primul război mondial, Constanța ajunsese să importe aproape la fel de mult precum Galațiu, deși avea populație la jumătate. De jumătate, da. Ori asta arată că de asta veneau și bucureștenii, să-și facă aici cumpărăturile. La da? Constanța, gândește-te, ei cumpărau seara marfa și când se deschidea piața din Istanbul, aceeași marfă o găseai pe piața din Constanța. E un lucru logic. Foarte, da. Și mai mult decât atât, durata scurtă a transportului. Exact. Veneau și rămâneau proaspăt exact. De produsele. Durata scurtă a transportului. Tot primăvara se amenajau băile de mare. Ce însemna, de fapt, această activitate? Ce, în ce constă amenajarea băilor de mare, de fapt? Păi, de ce începea această amenajare? Se făceau pregătirile, da? Exact, pentru că plaja nu se făcea ca astăzi la vedere. Da. Plaja se făcea în niște instalații, ca să mă exprim așa, speciale. Erau, practic, niște instalații, da? Adică erau niște cabine de lemn. Erau serviții acolo de băieți și băieșițe, că n-aveau voie bărbații la femei și invers. Se bifurcau și unii într-o parte, alții în alta. Se puneau niște șine grele, de multe ori de cale ferată, pe fundul mării și acolo se băgau stâlpi de lemn și se încercuiau, se încadrau cu sfori și nu aveai voie să ieși din acel perimetru, că lua foc presa și lumea era foarte pudibondă, așa, femeile îmbrăcate până în gât. Da, asta așa făceau plaja. Da, așa, așa erau moravurile din epocă, știi? Și atunci începeau licitațiile. Vreau să zic că am găsit, de pildă, la un moment dat, m-am mai zis asta și într-o altă emisiune, pe Dabo, știu că tu ești pasionat de cartoline și de vederi din epocă și aveți că Dabo, multe sunt editate de acest Dabo. Da, 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 e, da. Am găsit că el la un moment dat a închiriat băi de mare, deci omul încerca în mai multe locuri era să facă afaceri.
Antreprenorul se orienta. Ăștia, oamenii care încercau să facă banii din orice. Dar primăria avea criterii de calitate, adică nu permitea, trebuia să te duci, se făcea caiet de sarcini, se spunea câți angajați ai, câte perii, câte costume de schimb. Știu, pare deplorabil astăzi, dar da, existau costume de baie care se închiriau. Pentru că la vremea aia nu apăruseră chinezăriile și oamenii nu schimbau hainele ca astăzi. Da, o pereche de haine era ceva bună, era ceva destul de valoros. Era și câteva mii de lei. Păi și puteau să o poarte câteva generații. Da, sau, da. Erau și foarte bune, dar în același timp și foarte scumpe. Și atunci vezi că exista și acest obicei. Trebuiau să aibă niște elemente de siguranță, să fie scările de lemn, mai ales la cabinele femeilor. Din ce cauză? Pentru că ele mergeau acolo împreună cu niște copii. Da? Aveau copii după ele și, bineînțeles, aia nu trebuia să nece și... Trebuia să rămână în siguranță. Exact. Apa nu trebuia să depășească 1,5 meters. Ori astea cereau timp. Cereau timp și efort. Și se apucau din timp, de fapt, de reparații, de amenajări. Nu mai vorbesc de străzi, pentru că, neavând apă dulce, care era cărată de sacagii, de la Anadalchioi, care era comună. Era comună, la vremea respectivă, Constanța nu avea jurisdicție acolo. Sau de aici, de la Cișmea, Ovidiu, că de aia i-a rămas numele de Cișmea, că chiar era un izvor de apă destul de mare, dulce, cu debit cu mare. Cu debit mare și de foarte bună calitate. Și atunci cărau apa respectivă. Nu își permitea nimeni să spele străzile cu așa ceva și de multe ori spălau cu apă sărată. Apa sărată menține praful, erodează, murdăria, erodează. Și atunci, plus de asta, să-ți mai zic un lucru despre care se discută mai puțin la ora actuală. Eu am văzut niște statistici făcute la un moment dat chiar de un tip Hepites. Existau în Dobrogea două stații dintre astea meteorologice, una la Constanța, una la Sulina. Da. Și avem date importante, anuale, despre sistemul pluvial, temperaturi, etc. Temperaturile erau mai scăzute cu cel puțin 4-5 grade. N-am văzut temperaturi mai mari de 36 de grade. Constante. Pe constant vorbind, vară și iarna. Nu depășeau. Ori, știi că noi am înregistrat și 43 de grade vara la umbră. Iarna, minus 20 de grade, îngheța marea, de se duceau cu turmele de oi, mocanii, pe malul mării se duceau mai ușor până la Varna și spre Istanbul, decât pe drumuri care erau atât de proaste încât se circula mai greu pe ele. Da, erau proaste și erau deci și periculoase. Marea îngheța la mal, de se puteau duce cu turmele, îți dai seama. Da, un fenomen da. Pe care nu-l mai vedem astăzi. Decât foarte rar. Foarte în 2008 a înghețat marea. Da, dar nu știu dacă își permitau oamenii să calce ei, că se duceau un pâlc de bâc. E adevărat. Deci la minus 20 de grade îți îngheață. Și dacă te ținea 3-4 luni și atunci oamenii ieșeau din chestia asta, cum să spun, răsuflând, da, ușurați. Ai spus bine, renașterea. Da? Și îți dai seama, toată apa aia intra, era piatră cubică, intra între alea, le deplasa, eroda, bordurile se deplasau. Trebuiau reamenajate pentru că venea sezonul orașul turistic. Orașul avea un parfum și... al epocii foarte special, cum și acum, de fapt, dacă e curat și îngrijit, are parfumul acela. Și mai are o chestie, Constanța, acum, care la vremea respectivă erau și aici moravuri mai liberale. Da, mai liberale, la vremea respectivă, dar tot se atacau din orice, dar era plaja Tataia, mai vorbit de asta și într-o emisiune, zice Tudor Șoimaru, zice unde se duceau Tudor cucurile. Șoimaru este unul care consemnează toate aceste amănunte. Exact, Constanța, se numește numirea lui, frumos, știi? Frumos, așa, cu multă sinceritate. Spune-le. Așa și zic, domnule, la plaja Tataia, este la capătul unde era tramvaiul 102, despre delfinariu, nu mai știu cum. Cred că pe Suceve, nu pe... Soveja, în capăt. Capătul Sovejei înspre mare erau niște scări făcute în lut acolo săpate și era o plajă foarte îngustă. Acum oamenii nu mai au cum să-și dea seama că s-a adus nisip. Și spune el, încăpeau 3 burți și 2 cerceafuri, ceva genul ăsta. Și veneau îndrăgostiții că erau o crâșmă sus cu bere și veneau în leandri, în floare și ne lasă să înțelegem cam ce făceau ei pe acolo, fără să ne spune explicit. Să descrie, da. Dar se înțelege că aveau aventuri nocturne, că se pupa Gheorghiță cu Vasilica și poate aveau și o aventură, poate să și căsătoreau. Deci, oricum, era o chestie, reușea de-a lungul coastei, pornind undeva de la
se numea Hotelul Carol, de la Carol, da. Portul Tomis, care se numea atunci Golful Pescarilor. Da. Și acolo s-au cam făcut primele astfel de amenajări mai serioase. Apoi Băile Moderne, da, s-au numit așa. Avem acum Plaja Modern. Plaja Modern, de aici se numește, oamenii, da, nu știu, de la Băile Moderne. Da. De ce? Pentru că fiind o zonă cu nisip mai mic, și să știi că Băile Moderne s-au deschis în același an cu plaja de la Mamaia, în anul 1906. Și au concurat puțin. Constanțenii se cam plângeau de Mamaia, că vreau să atragă turiștii, turiștii și banii de acolo. Da? Deci Băile Moderne, trei papuci a fost mai neamenajate, am spus noi așa, și pe urmă venea Tataia. Da, după care Mamaia. Exact, Mamaia. Și a mai stat o plajă, asta din Golful Pescarilor, unde avem Portul Tomis, se numea Plaja Duduia. Plaja Duduia, da. Duduia. Sunt niște imagini, da, de epocă, surprinse de fotografii, da, de atunci. Da. Cu, exact cum ai spus, cu doamne îmbrăcate până în gât, cu, da, pălării pe cap, cu boruri foarte mari. Dacă ți-amintești, apare, da, Carol întâi într-o Carol, astfel, da, da, de, da, exact, vedere, da, în, da, mijlocul verii, cu manta, da, cu manta, cu șapcă pe cap. Șapcă, da, sabia, da, la, da, da, sabie la bruc. Băi, frate, da, normal că săracul fugea mâncând pământul. Și de asta el venea primăvara și toamna. Venea familia, da, regal aici. O să păstrăm acest aspect, pentru că familia rămânea o lungă perioadă de timp, avea de fapt și, da, locații foarte bine definite. E, Carol Vara nu prea rămânea, că era și cardiac. Era și cardiac și avea treabă la București. Avea temperament germanic la Sinaia. La, da. În schimb, Elisabeta rămânea și îi cereau permisiunea, că asta el și era, ulterior Maria. El era șeful casei regale. Regale, da. Și Maria, bineînțeles, Maria cu fetele, cu, da, copiii, pleca în călătorii. La Pireu chiar a fost la un moment dat un scandal, că au vrut să... au sequestrat vasul, au ținut un timp pe mare și a ieșit un scandal, au rupt relațiile grece. Da, da. Adică a fost așa o chestie, mă rog, mai mult o încurcătură. Ca ulterior să se încuscrească, de fapt, cele, da, două familii. Da, 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 bineînțeles. Pentru că doi, deci frate și soră, s-au căsătorit cu frate și soră. Da, a fost legat atunci chiar de situația a politică, românilor. A românilor. Da, a românilor, exact. Pentru că... într-adevăr, era Melas ăsta, Velestinul, care pentru ei este un erou, dar era un criminal, era de fapt, un criminal, da, și care dădea iama prin satele de a români și ucidea la oameni și la asta. Până și... prin 1905-1908 au, exact, continuat, da, masacrele astea. Da, da, iar românii tot comitagii erau, da? Da. Iar românii se considerau patronii, da, românilor din peninsula, da, 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 balcanică. Da, 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 da. Și atunci, fie statul că care le-a luat partea. Români, Megleno, da, români, români de pe Valea Timocului, da, pentru ei, da, erau, da, români. Da, 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 da. Și atunci statul, având, exercitând acest patronaj, a protestat, da, și relațiile s-au... s-au răcit, după s-au care răcit. S-au reluat. Revenit, bineînțeles, că a fost o chestie de moment. Dar iată că, practic, orașul renăștea. Renăștea din acest motiv, după lunile alea înfiorătoare, dure, da, de, frig și de iarnă, când mureau oameni. Da, mureau oameni de frig, da, exact. Erau, da, îi găseau culegători de scoici, de pildă, care n-aveau ce mânca, și la vremea aia se mâncau scoicile. În epoca, da, lui Ceaușescu s-a uitat acest, da, obicei. Dar la vremea aia se consumau, da, știi? Și găseau uneori în picioarele goale. Copii, dacă poți să-ți închipui la minus 20 de grade, cu... crivățul ăla, cu tremurători din Constanța, copii să meargă în picioarele goale la școală. E ceva de neimaginat. Nu? Amintește, de fapt, da, și Ovidiu, poetul în Ponticele. Exact. De păi nu degeaba se plângea. Teribile, da, da, da. Nu degeaba se plângea. Era ceva. Vorbim imediat despre el, da, și despre, da, Casa Regală, să continuăm, da, despre, da, monarhia română. Da. Revenim, doamnelor, domnilor, cu invitatul meu, profesorul Paul Dominte, după o scurtă pauză, de câteva minute. Rămâneți alături de noi. Am revenit, domnilor, domnilor, în partea a doua a ediției de astăzi a Cafenelei. Invitatul este profesorul dr. Paul Dominte. Vorbim despre Constanța, despre renașterea ei pe vremea străbunicilor noștri, despre parfumul de epocă de acum aproape un secol și despre specificul acestui oraș cu totul aparte,
astăzi aici la cafenea. Paul, vorbeam despre familia regală care venea, rămânea, bine, Carol pleca, ai spus foarte bine că era și cardiac și de fapt îl rețineau problemele legate de stat și de conducerea statului. Da, însă lui îi plăcea la Sinaia, era mai rece, mai aproape de locul lui, de naștere. Da, sigur că da. Și lumea de acolo, care practic avea o educație prusacă, pentru că făcuse parte acel teritoriu din Austro-Ungaria. Da, repet, semăna totuși, îi plăceau zonele montane, plăcea și era temperamentul lui. Avem și cuibul reginei? Care a rămas. Elisabeta îi cerea permisiunea, repet, pentru că el era șeful casei regale, iar în epocă bărbatul chiar trebuia să ofere femeii permisiunea, nu mergeau altfel lucrurile. Îi cerea permisiunea și el o lăsa să rămână la Constanța și aici făcea cluburi de cântăreți, venea Enescu, venea poeți, săracii mai ratați, așa. Dar ea avea o inimă poetică și să știi că le mai întreținea de fapt atmosfera. Da, încerca să-i ajute. A fost o patroană a artelor, cum ca și Maria, greu s-a mai găsit. Și Carol al Doilea. Și Carol al Doilea. Și Carol al Doilea. Este una dintre puținele lui calități. Da. Păi Carol al Doilea a făcut, practic, a construit biblioteci în cele mai îndepărtate sate. Păi da, dar uite, a avut exemplul din familie. Da, din familie. A avut exemplu din familie. E, aici am zis eu că este deosebirea dintre aristocrația de atunci care erau veritabili și ăștia de azi care mai trebuie să treacă puțin timp. Că se vede de departe. Că... Sigur, diferența. Da. Știu că vizita țarului din 1914 a durat 2 săptămâni, adică pregătirile pentru vizita prilegită de familia... Asta e puțin. Stai puțin, Enache, au durat 2 săptămâni la București. Aici au început cam de pe vremea asta. Deci până în iunie, când au loc. Nu, în 2 săptămâni nu terminau. Să zic din ce motiv. În primul rând, țarul a servit ceaiul, este adevărat, l-a servit la cuibul reginei. După aia a făcut o plimbare până la silozurile construite de Angel Salini și a rămas plăcut impresionat. August von Mackensen, spărgătorul de fronturi, când a ocupat Constanța, a zis dacă românii au putut să construiască așa ceva, portul Constanța trebuie să rămână românilor, nu bulgarilor. Mackensen, care era de partea lor. Deci a rămas uimit, a zis, domnule, cele mai tari construcții pe care le-am văzut până acum. Și l-a dus Carol să se laude. Dar la Palatul Regal s-au făcut amenajări speciale. S-a redecorat Palatul Regal, unde e acum judecătoria. Unde este judecătoria, bine, pentru că acolo palata, a servit cina. Cina, da. Ori ca să-l primești pe țarul tuturor rusilor, cum mi se spunea la vremea respectivă, păi trebuia să-i oferi un loc măsură. Special, și atunci și s-au spart ziduri, s-a refăcut sala interior, deci nu, lucrurile au început mult mai de timpuriu în Constanța. Au început repetițiile pentru armată, pentru că însuși regele... Au și defilat. Exact. Ei au defilat. Regele a venit de undeva de la Hotelul Carol, adică dinspre Portul Tomis de astăzi. E o clădire părăsită. Acum a fost sediu NATO, o comenduire a marinei, mă rog. El inițial s-a numit Hotelul Carol. A fost primul hotel de nivel european din cu esplanada aceea frumoasă. Da, și în 1879, când face Carol prima vizită, pune piatra de temelie. Temelie acolo. L-au construit englezii, în 1882 era gata, cum fac englezii, oameni serioși. Și de acolo a venit Carol în fruntea unităților militare, a defilat cu sabia scoasă pe armăsarul lui grozav, că și el și Maria erau mari iubitori de cai pur sânge. Țarul a stat, erau două tribune și țarul a stat, a asistat la a dat onorul defilare, la salut, a dat onorul și el, țarului s-a dat un grad de ăsta, de general sau nu știu ce, și s-a dat comanda unui regiment. A fost atunci o chestie mai interesantă. Simbolică. Când l-au primit, când l-au primit pe țar de pe iahtul imperial, standard se numea, l-au primit în interiorul portului. Au plecat ei, țarul și cu regele, suita, erau în trăsură, în spate, în mașini, erau fetele, inclusiv principesa Maria, soția țarului. Soția țarului, Alexandra. Alexandra, pentru că Rasputin îi spusese că vor fi asasinați, da? Se pare. Ea credea orbește în ce spunea Rasputin, și suferea cumplit de temerea unui atentat. Nici nu se gândea ea ce o să se întâmple. În momentul în care au dat să intre înspre locul de defilare,
a oprit caii puțin cam prea brusc și regele s-a ridicat în picioare și atunci a țipat. A crezut că are loc un atentat, dar el s-a ridicat în picioare, trăiască țarul tuturor vasiilor și nu știu ce. Și atunci i-a dat colanul și decorația și a zis, uitați, vă fac șefa unui regiment. Și așa erau chestii de protocol, de decorările astea. De? Ori lucrurile astea trebuiau pregătite, fără doar din și timp, poate. Era un eveniment prea mare, prea important, ca să-l facem două săptămâni. Și geopolitic și de tatonare a familiilor, pentru că se pare... O reorientare a politicii externe românești, care i-a speriat. Vreau să zic că Austro-Ungaria a protestat atunci. Italia, exact. Da, imediat au intrat, nu, dar Austro-Ungaria și Germania în special, au intrat imediat în vrie, au trimis miniștrii de externe, domnule, vedeți ce se întâmplă, să vadă ce au discutat cu Țazanov, care era ministrul de externe da, al Rusiei. Da, și venise cu țarul. Că Ionel Brăteanu nu era prost să răspundă lor ce discutase și a lăsat loc de întors. Adică lăsați-o mai ușor cu... Așa, criticile la adresa da. României. Știm că era și un hipodrom, apropo de cai și de da. La Constanța. Ce s-a întâmplat cu el? Pentru că el n-a mai fost... Altă mare prostie. N-a fost. Eu îți dai seama, nici pe departe nu sunt un adept al lui Mazăre. Dar vreau să spun că la un moment dat, și eu zic că bine sfătuit, eu sunt convins că domnul profesor Ciorbea, care îi mulțumesc pe calea asta la... I-a spus că am mai discutat cu dânsul și era consilier da. La un moment dat. A vrut să refacă acest hipodrom, din câte știu eu. A vrut să, și era o idee foarte bună. Undeva pe partea cealaltă a lacului. Da? Eu când eram copil, eu când m-am mutat în Tomis Nord, erau primele blocuri din Tomis Nord și se vedea lacul, practic, lacul Tăbăcăriei. Da. Și aveam unde este acum piața Tomis III, ai văzut că este o clădire de piatră în, dincolo de piață. Da. Acea care clădire, e o hală, de fapt, așa, mai degrabă. Acea mai hală a fost Graști. Ea se numea depozitul de armăsari și nu înțelegeam de ce. Pentru că acolo se făcea un soi de experiment. Adică ei vreau să creeze o rasă mixtă da? Între pur sângele arab și calul tătăresc Dobrogean, care era iute și de bună calitate, dar era mai mic de înălțime. De înălțime și da. Atunci, ca să încurajeze și încrucierea raselor, și asta au făcut hipodromul. Numai că hipodromul le-a permis să prelungească sezonul. Care era chestia extraordinară la hipodrom? Faptul că venea regele, de multe ori venea familia regală ca să parieze. Da. Și în felul ăsta, vezi, tot primăvara începeau și amenajările astea. Pentru că hipodromul putea să adune 10.000 de oameni în condițiile în care orașul abia avea vreo 12-14.000. Da, da. Și adică atunci, să dubleze populația orașului. Păi da, nu neapărat că veneau din afară, dar și orășenii se duceau, că se puneau pariuri. Da. Și erau destul alergări de multe da, tipuri. Da? Erau știu. Alergări de ăștia mici mai întâi. De obicei tătarile câștigau și am citit o chestie care m-a amuzat ca să nu plece calul de sub ei și să rămână în aer. Atât de puternic era startul. Îi prindeau cu niște curele de șa. Da, să da. Nu cadă din șa. Din șa. După aia, cele mai importante erau alergările militare. Veneau cavalerii. Da. Cavaleria încă era o armă foarte importantă. De la regimentul, de aia se numește Strada Călăraș, că era da. Acolo regimentul de cavalerie. Și ei erau cei mai vașnici alergători. Pe ei se puneau pariuri serioase și cu coanele se duceau, le dădeau flori, le se mai și îndrăgosteau de ei. Da, pentru că era moda atunci a timpului. Ofițerii aveau o trecere în societate foarte mare. Cu bani. Da, și astăzi, da, și aristocrați. Erau educați, erau vârful ei, făceau, de multe ori se implicau în bibliotecile comunale, în da. Cultura din oraș. Întreținerea zic, artelor. Oamenii n-aveau radio, n-aveau nimic. Unde se distrau? Duceau la operă și la teatru. Da. Asta făceau ei. Păi ei și acolo ofițerii arătau frumos, că da. Erau drepți, erau da, antrenați da. Cu uniformele alea apretate. Da, normal, da. Știi? Așa față de relaționa lumea, nu ca acum pe internet. Da. Acum, de fapt, e o altă lume. E o lume, să spunem, dublată pe virtual, da, pe rețele da, de socializare. Da. Și să pe... sperăm că o să rămânem oameni. Să da, sperăm și că eu, o să și rămânem eu oameni, că nu ne bagă niște cipuri în creier sau în loc de mâini în dorința de a trăi prea mult, ne pun jumate din trup chestii robotice. Știu că foarte complicată era această profesie și
de fapt îndeletnicirea asta a marinăriei pentru mulți dintre cei... Da. De ce? De ce era dificilă? Hai să zic din ce motiv. În primul rând, navele mecanice cu aburi erau la începuturile lor. Da? Tehnologic vorbind. Tehnologic vorbind. Da. Adică încă existau nave cu zbaturi. Da. Prima navă românească pe care am cumpărat-o noi, Ignazio Florio, și am fost redenumit Meteor, era navă cu zbaturi, cu palete laterale. Da, laterale. E, o astfel de navă trebuia să fie alimentată, avea un tank mare cu apă și avea fochiști, pentru că ele funcționau pe cărbune. Da. Apă dulce în Constanța nu exista să aibă cineva să-și permită să alimenteze cu atâtea tone. Și atunci se duceau la Sulina. De la Sulina făceau drumul înapoi la Constanța și mergeau la Constantinopol. Vasul nu era atât de mare, nu putea să aibă o încărcătură atât de mare încât să facă mai mult de un drum și jumătate. Ceea ce înseamnă că la întoarcere a alimentat din nou la Constantinopol. Da. E, dacă izbucnea furtuna și pe timp de iarnă ele erau cumplite, ca și cu valuri mari, 7, 8, 10 metri. Exact. Ei trebuiau să oprească motoarele și mergeau unor, se lăsau purtați de furtună, pentru că altfel ar fi rămas cu fără combustibil, se întoarcă cu pânze. Ele aveau și pânze și erau mixte, dar să te întorci cu o navă cu pânze era foarte greu. Complicat, da. Da? Și atunci de multe ori opreau motoarele și când se oprea furtuna, ci din cauza asta, când intrau în port pe timp de iarnă, grija pentru soarta marinarilor preocupa întregul oraș. Femeile veneau cu de mână cu copiilor. Da, acei copilași după ele și stăteau săracele ore întregi, înghețau pe chiuri, scurtând zarea să vadă, vine bărbatul meu, nu mai vine, a murit pe mare, ce au avut viață grea marinarii, câștigau resurse destul de greu, comparativ cu ce fac acum marinarii pe navele moderne. Și mi-amintesc că am citit un articol de ăsta cu un capitan care arăta că o stafie era tot de gheață, cu mustățile pline de gheață, stătea acolo aproape nemișcat ca un lemn la sus la prova și și intra în port și l-au văzut toți așa și comenta tipul ăsta, cred că totuși gazetarul era bucureștean, nu mai rețin exact din ce publicație am citit, și era cutremurat, adică și-a dat seama, domnule, ce înseamnă viața asta, îți dai seama? N-avem dură de marinar. Foarte dură, mai ales ofițerii ăștia de punte. Noi astăzi plângem din orice, de fapt. Nu putem. Hai să-ți mai zic un lucru. De ce era, n-am fi rezistat. De ce era atâta veselie pentru copii? Pentru că ei, practic, mergeau în picioarele goale la școală. Dacă poți să-ți închipuiți chestia asta. Ori odată cu venirea primăverii dispărea această grijă. Teroarea, și făceau oficialitățile, făceau baluri, numeroase baluri pe timp de iarnă, adunau bani și, dar uite, ca să vezi că nu erau alintați. Copiilor care învățau le dădeau, nu întotdeauna, numai la oricare sără. Le dădeau o pereche de ghetă, de piele bună și aia le transmiteau de la unul la altul, le purtau toți. Pe măsură ce creșteau. Trecea timpul, da. Am văzut la arhivele statului chestii cutremurătoare, de pildă de Paști, ca să aibă, erau femei despărțite, le părăseau bărbații, nu exista un control al populației, nu le puteau urmări. Și cred că am mai discutat despre asta, le dădeau să îi se dea văduvei, nu știu care, 4 kg de făină, 10 oi, nu știu ce, să poată să facă și ea niște cozonași de Paști copilașilor, să simtă că sunt sărbători și se adunau. Deci într-ajutorare exista și atunci. Păi dar nu altfel ar fi izbucnit, îți dai seama, convulsii sociale. Da, sigur. Deci nu cred că ar fi putut să-i țină, stăpânească, da. Să-i stăpânească. Eu am citit un dosar, 1400 de cereri de ajutor la un oraș care avea vreo 15.000 de locuitori la vremea aia. Un sfert. Păi despre ce vorbim dacă adăugăm și copiii și asta? O grămadă de oameni necăjiți. Și încercau. Cu dificultăți materiale foarte mari. Cum nu s-o putea să rezolve această situație. Dar, într-adevăr, și oamenii erau mai căliți, mai obișnuiți cu ideea morții. Nu se lamentau atâta. Religia era foarte puternică. Ei credeau în Dumnezeu. Și în faptul că asta e o lume tranzitorie dincolo este o lume mai bună, mai fericită. Există adevărat categorii dure, acești dochieri care înjurau, se îmbătau, își băteau femeile. Bietul Panaiti Strati, care a și fost în sindicatul lor și le cunoștea bine viața necăjită, spunea la un moment dat cum îi luau conducătorii ăștia de echipă, Vătaf se numeau, și cum luau banii, îi duceau la creșmă,
că aveam și aranjamente cu... Și ajungeam fără un ban acasă și luam nevastă la bătaie. Și zicea, iată, omul transformat în animal. Cum semenul său ajunge să-l transforme în animal. Ce tragic. Din, da, ce tragic, din cauza tragic. Unor interese josnice. Da, da. Da, tragic, care nu depindeau, de fapt, direct de acei dochieri. Într-adevăr. Săraci. Dar când venea primăvara, după cum ți-am zis, începea veselia. Mai avem timp să zici apropo de mărțișor? De mărțișor, asta vreau să te întreb, că primăvara, luna martie, de la Mars, da... Ultor, cele, Marte da, răzbunătorul. Da. Obiceiul vine de la romani. Era de fapt o sărbătoare da, în sine. Da, da, da. Mărțișorul. Da, da. Da, ce adică nu avem obiceiul... martie atunci, e târziu martie, da, da. În anii 70. Obiceiul vine de la romani, la roman triumful. Da. Romanilor nu li se dădea voie să staționeze armata în capitală după reforma lui Marius, care a făcut o armată de mercenari, adică din secolul 1 înainte de Hristos. Și atunci cei care sărbătoreau triumful, veneau victorioși din campaniile militare, cereau o aprobare specială, nu în Roma, lângă Roma exista acest câmp al lui Marte, da, pe care defilau trupele. Când defilau trupele, generalul era un tip acolo care îi ținea, senatul îi aproba, da, îi ținea deasupra o cunună de laur, era făcută din aur, dar imita ramurile de măslin și îi șopta la ureche, nu uita că ești muritor, nu uita că ești muritor, să nu-i se suie la cap. Da. Dar da, era prilejul pentru fete de a le da niște semnale băieților. Și atunci se duceau și le prindeau în piept mici suveniruri. Deci, inițial, băieții au primit mărțișoare de la ca fete, să le ține în minte. Da. Exact. E, pe urmă s-a transformat obiceiul și întrebarea se pune cum. Eu l-am găsit la Constanța, dar a găsit soția mea la București și de asta cred că pot să spun, și nu știu dacă a mai aflat cineva până acum, dar te rog, s-ar putea să fie ceva foarte inedit. Ce făceau fetele? De mărțișor, primeau aceste mărțișoare, dar ele le prindeau cum? Erau niște bănuți de argint, da, găuriți, da, și se prindeau cu acea cordelină cu roșu și alb la mână. De ce? Pentru că se știe că lumea era atunci foarte credincioasă. Se știe, sau mă rog, exista această credință că în luna martie, între 1 și 9 martie, se fac cele mai multe farmece. Și atunci roșu culoarea vieții și albul culoarea purității, alungau, țineau la distanță da, aceste farmece. Ce frumos! Da? Deci nu se prindeau în piept. Da. E, după ce trecea 9 martie, luau, se duceau, vindeau bănuțul respectiv pe halviță. De obicei, un bănuț de argint costa o halviță. Așa da, se duceau oamenii. Exact. Da? Și prindea cordelina respectivă, își alegea un copac. Și o prindea acolo în copac, da, de la iubitul ei care i-o dăruise și tot timpul se ducea și studia copacul. Dacă copacul înflorea frumos, înseamnă că era alesul inimii ei și da, abia aștepta să-i ceară inima, da, să-i da, ceară mâna. Ce frumos, inima. E o legendă deosebită și nu, chiar, asta, chiar e o realitate, adică chiar așa da, făceau, chiar așa procedau, pentru că într-adevăr credeau în ideea că natura este alături de om, da, că da, și îl însoțește, da, exact, eu, că da, există da, legături strânse, da, dar de fapt obiceiul, după cum vezi, este păgân. Da. Și ține mai degrabă de farmece. Adică obiceiul ăsta chiar n-a avut nimic religios. Noi, practic, astăzi nu mai știm nimic de tradiția aceasta ancestrală. O oferim în virtutea faptului că avem o tradiție și că știm, am văzut la bunici, la străbunici. Mă scuz, la... te rog, că generația mea a fost una în care se oferea o mărțișoare. Mai nu pot să zic, plecam cu pungile da, după noi. Și mi-amintesc că erau fetele și profesoarele noastre, da? Profesoarele le mai dădeam un pliculeț, că da, acum, știi, băieților, exista totuși deferență față da, de profesor. Nu ne duceam noi să-i strângem lângă sânt, să-i băgăm profesoarei mărțișorul în piept. Dar la fete abia așteptam. Și îmi amintesc că erau ca generali, iarăși. Era, știi, plin așa, da, de da, sus da, până jos, parcă erau general de aia decorați. Deci amintești cum să erau rușii. Să toate mărțișoarele primite, că dacă nu prindeau mărțișoare în piept, era o supărare. Dar era cel plin, care, că astea da, mai da, frumoase mai și aveam. Adevărul este că generația noastră a avut fete frumoase, pentru că făceam sport. Distracția noastră care era? Ne duceam să ne dăm cu barca și da, făceam talpă prima mai da, la capătul mamei. Film cu o fătărie. Da, și eram înalți, aveam picioare drepte, aveam, că dacă asta trăiam
trăiam în natură, știi? Da. Și atunci, și cu cât avea mai multe mărțișoare, cu atât fata se dădea mai mare în față de colegii. Da, da, că e admirată. Bineînțeles, celelalte o invidiau, probabil, și moceau în batistă. Ce tare! Da, da, da. Astăzi, vezi, de fapt, s-a marketizat foarte mult ideea aceasta de 1 martie. Da. Eu, până la urmă, e o zi, o sărbătoare, o celebrare, o zi fast de fast sau fastoasă, foarte puternică. Unele mărțișoare lipsite de sens, știi, cu căței, cu pisici. La noi, mărțișoarele pe care le dădeam, îmi amintesc și acum, costau 30-50 de bani, uleiul erau deja scumpe, și le găseam la tutungerie. Se numea unde? Și acolo când ce simbolizau? Coșarii, podcoavele, exact. Coșarul trifoii, care purta întotdeauna noroc. Trifoiul cu patru foi, care la fel purta noroc, știi? Podcoava care la fel. Podcoava care și ea era simbolul norocului. În general, am mai căutat anul acesta norocoase. Să ofer podcoave, să ofer... Și n-ai mai găsit. Am găsit, dar puține. Puține. Și coșari. Erau frumoase. Cel mai puțin am găsit trifoii cu patru foi. Da, da, erau frumoase alea și bine făcute, să știi, că da, totuși astea, multe dintre astea noi, da, așa, bine, s-a schimbat, da, societatea, de fapt, s-a schimbat și e, cum spuneam mai devreme, e o puternică comercializare, marketizare, de fapt, a zilei acesteia faste, deosebite, cu un semnătate foarte mare și cu un simbol deosebit. Mai avem două... Scuze-mă, da, mi-am amintesc cum fetele roșeau, știi? Da, păi da, era și emoția aceasta, da. Se roșeau așa până la... Că și ele plăceau pe băieți, categoric. Abia aștepta, că nu prea aveai alte ocazii. Mai avem două minute și aș vrea să facem o paralelă, Paul, între Constanța de acum 100 de ani, de pe vremea străbunicilor, și Constanța de astăzi, părțile pozitive de atunci, părțile pozitive de acum. Păi, părțile pozitive de acum sunt infrastructura, băi, frate. Ar fi o ticăloșie și locațiile, din partea și... noastră să nu recunoaștem că cel puțin în ceea ce privește străzile, da, da, Constanța iluminat. Stă cel mai bine din țară. Da. Și legătura cu București, păi da, scuze-mă, cum este Lăpușneanu? Păi cred că numai Magherul, nici Magherul, nu știu dacă are patru benzi pe o parte și pe alta în București. Deci nu se discută. Și avem, nu numai Lăpușneanu, dar îl avem păi și Lăpușneanu, Sovejdea. Dar Sovejdea tot patru benzi are, înțelegi? Patru benzi la noi când vezi o stradă cu două benzi în jur. Păi în București te calci unul peste altul. Adică și Lăpușneanu, păi de la gara Mamaia ajungi într-un sfert de oră. Și a venit adiacența aceasta a București. Constanța, de fapt, e o adiacență acum a Bucureștiului. Da. Foarte mulți dintre București vin, păi, da, normal. Vin sâmbătă, weekendul, normal, turismul de weekend este prezent. Ce ar trebui noi să facem să înțelegem că, în mare măsură, Constanța este creația Bucureștiului. Să nu ne mai luăm cu mitici, să nu ne mai credem noi așa mari șmecheri și plini de ifă. E adevărat, bucureștenii sunt gura spartă, așa, știi? Constanțenii sunt mai șmecheri. Constanțenii cu ochii după fete, cu nu știu cele, cam suflă fetele astora și pe mine, să știi că multă vreme m-au cam taxat. Și acum mă duc în București, se întâmplă și ție, cred că ai văzut că-s cam mărlan cu mașinile cu numerele de Constanța. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Pe mine mă mai bruschează, mă mai sună, mă mai, nu știu ce, că eu conduc mai cu grijă. Probabil. Tu ești mai obișnuit cu modul în care conduc ei, știi? Dar să nu uităm că fără București noi nu eram. Da, ce și suntem, nu, da, ce noi suntem astăzi. Ce suntem astăzi. Noi sunt suntem, pentru că suntem pe linie cu București, a existat un interes foarte clar. Se e o prelungire, cât de fapt. Mai repede de la București la Constanța, linie dreaptă. Da, suntem pe aceeași paralelă aproape. Da. Dar ce este rău, într-adevăr, interrelaționarea directă între cetățeni. Da. Se vorbește prea mult pe internet, prea mult de la înălțimea microfoanelor, prea mult de la primărie să dau ordine să măresc taxe fără să se spună care este motivul. Scopul și motivul. Exact, da. Și prea puțin se ascultă. Uite, eu de pildă aș putea să le dau niște sfaturi astea cu... Facem o altă emisiune și vorbim legat, că trebuie să ne oprim. Da. A fost foarte interesantă discuția. Cred că trebuie să ne reîntâlnim, Paul, să vorbim, să extindem puțin plecând din epocă, ajungând astăzi, apropo de ceea ce spuneai, mai ales că te-ai ocupat, de fapt, de viața cotidiană și știi cam în ce măsură și în ce cadre s-a desfășurat această viață. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Paul. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și pentru excelenta discuție. A fost și pentru mine, de fapt, o lecție, apropo, de la un profesor de istorie. Mulțumesc! Cu plăcere! Doamnelor, domnilor, trebuie să ne oprim pentru că emisiunea se încheie și trebuie să punem punct. A fost o discuție interesantă, o discuție care, practic, ne-a ajutat pe toți să rememorăm trecutul. Constanța cosmopolită și cu totul deosebită, care de fapt atrage an de an zeci de mii de turiști
și care, iată, acum reintră într-o altă, într-un alt anotimp al primăverii, îmbracă alte haine frumoase și, așa cum spunea și invitatul meu, se dezvoltă, de fapt, întreaga comunitate și se pregătește pentru turismul de vară. Eu sunt Enache Tușa, a fost Paul Dominte, profesor doctor, sunt Enache Tușa, ne vedem luni la o altă temă, la alte discuții și, bineînțeles, până atunci vă doresc weekend plăcut, însorit și toate cele bune. Pe curând!